Bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am să revin cu un videoclip și anume produse terminate. Am strâns aici o punguță de ele. Să vedem ce am terminat. Am terminat un gel de duș de la Dove, varianta mare. Mi-a plăcut, curăță foarte bine pielea, miroase și bine. Deci am să-l recumpăr de fiecare dată, pentru că doar pe acesta l-am folosit cel mai des și îmi place. Am mai terminat un șampon de la Pantene, Aqua Light. Eu înainte foloseam șampoanele de la Pantene, însă acum de la un timp mă cam dezamăgesc. Nu și mai fac treaba așa cum și-o făceau înainte. Adică vreau să zic că îmi curăță părul, însă, nu știu, părul meu e și gras și are tendința de a se îngrășa foarte repede, deci nu știu, încă caut un șampon care să mă mulțumească. Am mai terminat o apă micelară de la Garnier, Pure Active. Mare. M-am săturat deja de ea. Se vede că mai am puțin, dar nu mai o folosesc. Însă nu știu ce apă micelară să-mi cumpăr. Chiar ieri am fost la magazin și am stat în fața standului și m-am uitat. Oare ce să-mi iau? Oare ce să-mi iau? Deci chiar nu mai știu ce apă micelară să folosesc. Vedem că am aici deodorante cam multe. Și anume 3. Dacă nu, cred că încă unul. Ba nu, că l-am acolo, încă nu l-am terminat. Deci am unul de la Nivea. Fresh natural. Îmi place, însă tot la Dove rămân. Și aici am un Dove original, cel ce e și gelul de duș. Și încă unul Go Fresh cu castravete. Îmi plac ambele foarte mult. Ce mai am aici? Mai am un gel de curățare de la Bioten. Le-am primit de Paște, însă îmi place foarte mult. Chiar s-a potrivit tenul meu, deși scrie că e cu pentru ten normal și mixt. Tenul meu este puțin gras. Foarte puțin aici. Puțin mai mult. Însă chiar mi-a plăcut. A avut o textură ok. Nu m-am mâncat pielea. Eu de obicei când folosesc ceva geluri de curățare noi, mi se duce pielea pe aici, pe la nas. Însă n-am avut probleme cu acest gel de curățare. Mai departe, un balsam de păr de la Farmec, balsam activ plus, păr suplu și motăsos, ulei de argan și keratin activ condiționer. Mi-a plăcut și acesta, deși este cam ieftin, dar mi-a plăcut. E ok, însă mirosul parcă nu mi-a plăcut. Bă da, mirosea bine, celelalte mirosuri, cele am acum în baie. Mai am aici niște parfumuri. Unul este al prietenului meu, cred că v-am mai vorbit de el, Mesmerized Black, miroase foarte fain. El l-a terminat. Bine, vreau să vă zic că s-au întâmplat multe în viața mea de când am mai postat, gen, am schimbat locuința și prietenul de una de zile am altul, nu cel din videoclipurile anterioare. Așa, am mai terminat un parfumel din ăsta mic, La Vie Belle, mirosea foarte tare. L-am cumpărat de la Ladies. Am vrut să încerc și produse Ladies. Mai am aici Pur Blanc, a terminat. Bine, logic, capac nu mai am, că eu nu prea țin capacele. De la Pur Blanc știu că mi-a luat set gel de duș. Ba nu, nu cremă, parfumul și roll-on de sub braț. Am mai terminat aici de la Nivea un săpunel. A fost cu ceai verde și castravete, da. Era ok, curăța pielea, chiar mi-a plăcut. Am mai terminat un gel de duș Today, Milk and Coconut, nu mi-a plăcut, nu am să-l mai recumpăr. Un pachet de șervețele umede. Și un ulei de picioare, 3-in-1 mi se pare, da. Acesta mi-a plăcut foarte mult. Puneam în apă, puteam cu picioarele seara, l-a înmuiat. L-a înmuiat. Și mai am aici un ulei de corp,
de la Skin sau Soft, încă nu să-l arunc, pentru că l-am de ceva timp și n-am prea folosit din el. Și miroase deja urât. Ce mai am aici? Mai am o cutie de absorbante zilnice discret. 60 de bucăți. Eu folosesc absorbante zilnice și le folosesc pe acestea. Sau acum mi-am luat altele, galbene mi se pare, pentru că nu le-am găsit pe acestea. Acestea. Și cam atât cu produsele mele terminate. Am să mai revin videoclipuri, pentru că am lipsit o grămadă de timp de pe YouTube. Cred că m-ați și uitat. Dar ne vedem data viitoare. V-am pupat!